Să avem tot timpul, Doamne, să ne punem la dispoziția Ta.
mulțumim, Doamne, că Tu ne asculți, o Doamne, dă-ne putere, Doamne, și ascultă până la capăt. Amin. Amin. Doamne, Tată, așa cum suntem și așa cum ne văd ochii Tăi, pentru înaintea Domnului Tău de har și de îndurare, nu prin puterile noastre, ci prin jertfa Domnului Iisus, Fiul Tău prea iubit și Mântuitorul nostru. Și dorim, Doamne, ca să Te rugăm să ne primești, Doamne, și încă o dată să ne speri și să ne curățești. Ca sfințiți de Tine, Doamne, să putem să stăm înaintea Ta, să Te putem lăuda, Doamne, și să-Ți aducem închinarea pe care Tu o meriți, ca singurul Dumnezeu adevărat și Stăpânul nostru, Creatorul Universului și Cel, Doamne, care ne-a dat cuvântul Său ca îndreptar pentru viața noastră. Îți mulțumim așa de mult că ne-ai iubit, Doamne, și ne-ai ales din lumea aceasta, nu pentru că noi am vrut, ci pentru că Tu ai hotărât de la începutul lumii ca să ne faci copii Tăi. Îți mulțumim, Doamne, și nu avem niciun merit în lucrul acesta. Și Te rugăm, Doamne, ca să continui să lucrezi în inimile noastre sfințenie și pocăință și dragoste, ca să putem să împlinim cea mai mare poruncă pe care Domnul Iisus ne-a dat-o, ca să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El, încă și-a dat viața pentru noi. Ajută-ne, Doamne, la rândul nostru să putem să fim capabili de o dragoste supremă, Doamne, și să nu așteptăm nimic în schimb. Pentru că nici Tu nu ai așteptat nimic în schimb, Doamne. Ajută-ne să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus în fiecare zi, Doamne. Ajută-ne să fim, Doamne, ceea ce Tu vrei să fim în lumea aceasta. Nu niște ipocriți, ci niște oameni transformați prin dragostea și sângele Domnului Iisus. Te rugăm, Doamne, ca să ne ajuți, ca să luminăm calea altora care încă mai vâșbuiesc în întuneric, Doamne. Ajută-ne să putem, prin ceea ce spunem și prin ceea ce facem, să-i conducem spre Tine. Te rugăm în dimineața aceasta, Doamne, să privești cu milă și cu îndurare, Doamne, asupra tuturor celor ce poate că au obosit pe cale și se îndoiesc, Doamne. Te rugăm, Doamne, să le dai un duh proaspăt și să-i ajut, Doamne, să înțeleagă că chiar și în momentele grele din viața lor, Tu ești cu ei și chiar dacă nu Te văd, Tu ești acolo, păi să simtă prezența Ta în viața lor și ridică-i Tu, Doamne, pentru cei ce încă stau în așteptare, Doamne Dumnezeule, arată-le încă o dată cât de mult Te iubești. Amin. Și arată-le, Doamne, răbdare care ai față de ei. Doamne, știm că ziua de mâine nu este a noastră. Tu ai spus că se spune astăzi, Doamne, oamenii se întoarcă la Tine cu pocăință. Te rog frumos să le dai harul credinței mântuitoare, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești la lucru și Te rugăm în continuare să lucrezi, Doamne, în biserica aceasta, sfințenie și pocăință. Și în fiecare dintre noi, Doamne Dumnezeule, cu o inimă curată și sfințită de Tine să Te putem urma până la sfârșit. Îți mulțumim, Doamne, pentru nădejdea care ai pus-o în noi. Că într-o zi, Doamne, vom fi împreună cu Tine și că tot ceea ce este aici, suferință și durere și luptă pe pământul acesta, va sfârși și vom trăi o veșnicie întreagă în prezența Ta, Doamne. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești în dimineața aceasta prin cuvântul Tău. Îmbracă pe mici cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și nouă Te rugăm să ne dai inimi și urechi deschise la cuvântul Tău, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, că pentru toți cei ce vor să asculte, Tu ai un cuvânt de spus. Te lăudăm și Te preamărim pentru ceea ce ești Tu, Doamne Dumnezeule. Și fie să fie a Ta toată slavă, cinste și onoarea în veci. Amin. Amin.
tine.